Premierul Marcel Ciolacu anunță noi măsuri pentru pensionarii români. Acesta a declarat joi că indemnizațiile persoanelor cu handicap vor fi mărite de anul acesta. Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că indemnizațiile persoanelor cu handicap vor fi mărite anul acesta. Șeful guvernului a fost întrebat dacă anul acesta se vor mări pensiile persoanelor cu handicap. Categoric, după ședința de guvern, am avut o discuție cu ministra Muncii pentru că am avut discuțiile cu Sanitas. Apoi, normal că avem și asistența socială și am vorbit și despre indemnizațiile persoanelor cu handicap. Și un sistem nou, o să fie și o digitalizare, toate persoanele introduse, a afirmat premierul Marcel Ciolacu. Premierul anunță o hotărâre de guvern prin care cresc atât numărul de bilete de tratament balnear pentru pensionari, cât și suma alocată acestora. Totodată ar putea urma plafonarea prețurilor la produsele de bacă, cel puțin până în primăvară. Nu îi uităm nici pe pensionari. După indexarea pensiilor cu 13,8%, azi venim cu altă măsură așteptată de aceștia. Aprobăm o hotărâre de guvern prin care majorăm atât numărul de bilete de tratament balnear pentru pensionari, cât și suma alocată acestora, a afirmat premierul. Potrivit acestuia, vor fi 135.000 de bilete asigurate prin Casa Națională de Pensii față de 120.000 anul trecut. Suma alocată crește în anul acesta de la 300 la 400 de milioane lei. Săptămâna viitoare vreau să discut și cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine alimentare pentru a stabili cum continuăm mecanismul de plafonare a prețurilor la produsele de bază. Pentru pensionari și nu numai, este vital să găsim calea pentru a prelungi această schemă până în primăvară, ca să protejăm în continuare puterea de cumpărare a populației, a adăugat premierul, relatează Antena 3.ro.